De ce? Baide domnule după el, La toți care le-au dat mese, i-au mutat pe toți în piața centrală unde ziceau că nu se vând răsaduri, pentru că se face mizerie acolo. Aici s-a făcut sector răsaduri. Și uitați cât sunt și cine vine aici. Nu vine nimeni aici. Și dacă vă ceți în piața centrală, i-au băgat pe toți, inclusiv că sunt foarte mulți care au venit de la Dolj și care au zis că nu au prioritate în fața producătorilor locali. Sunt băgați acolo sub cupolă. Și care noi sunt și producători, da, de asemenea. Și noi, soacra mea, care este de 30 de ani în piață a rămas fără masă. Și au mese copiii ăștia de 20 de ani, care habar n-au ce înseamnă un răsad. Și uitați-vă noastră cine este aici, cine vine aici să cumpere, nu este nimeni aici. Și ca să-și bate joc de măsă, de arunce afară din piață. Exact. Vine de 30 de ani în piață centrală și acolo aveți ce unde vine. Și noi am făcut cerere să ne dea masă în piața centrală și ne-a rupt cererea, pentru că au zis că în piața centrală nu se vând răsaduri. Toată lumea o să fie la un loc. Toată lumea va fi la un loc. S-a făcut sector răsaduri și a zis că tot este de la doamna prefect. Este făcută schița, se vând aici răsadurile. Aici să se vândă acum, să vină toți aici. Exact. Da, ce spuneați că mi s-a garantat răsadurile? S-a garantat răsadurile să vând într-un singur loc. De altfel, răsadurile se vând acolo. Sunt comercianții care cumpără și vând și vând acolo. Sunt și producători care vând acolo, iar pe noi ne-a aruncat aici ca pe o măsea stricată, vindem, nu avem cu ce vindem. Toți oamenii se duc și cumpără de acolo. Noi nu avem de unde, nu unde să vindem, pur și simplu. Ce l-a lăsat mesele? Și să te stoți din coș, nu? Da, chiar, Marieta n-a lăsat mesele cum au fost, măcar o lună, două, până terminam cu răsadurile. Și toți producători de aici. Pun acolo pe jos, care puneau și ele acolo pe un colț de masă. Nu mai găsim. Noi acolo puneam producătorii. Eu cred că nici nu se știe că s-a întâmplat. Dar are de unde, nu se știe, nu se știe nimeni. Să știți că eu am fost la piață săptămâna trecută și am fost nevoită să arunc. Da, sunteți de acord să mergem să-l căutăm pe domnul Sichitiu? Nu este. Nu vine. Mi-a zis, dacă vin cu răsaduri sau cu flori în piață, îmi dă 100 de milioane amendă. Uitați-vă și dumneavoastră acum. Și uitați-vă ce e în piață acum de răsaduri. Am făcut cerere, mi-a luat-o, mi-a listat-o tot. Da, la masă în spate, când văd aici, toată lumea și unde e, da. Toată lumea, să ai faci rău și drept. Erau un misterios. Unii au voie să vândă și alții nu au. Păi cine să-l înțeleagă cu domnul Adrian? Deci bate joc de cei care... Bună ziua! Sper să discutăm și noi cu cineva din administrația piaței. Haideți afară, că vă aștept oameni. Uitați-vă, filmați și noastră ce este în piața de răsaduri, unde am zis că nu se vinde niciun film de răsaduri. Acești oameni ne-au căutat și ne-au spus că le-ați interzis să vândă răsaduri în zona centrală a pieței, garantându-le că nimeni nu va vinde răsaduri în această zonă. I-ați aruncat acolo, la fostul talcioc, într-o zonă de care nu știe nimeni, fără nicio organizare. Oamenii spun că își dau răsadurile la păsări acasă, că nu trece nimeni prin sectorul lor. Sunt doar doi producători acolo, pentru că acolo nu vin clienții. Este adevărat că ni s-a garantat că în zona centrală nu se vor vinde răsaduri? Eu am un șef peste mine. Mergem fiecare zi la raport la conducerea unității. Pentru mai multe detalii, mergeți la conducerea unității și de... Dar dânsul de ce nu e la serviciu azi? Domnul Sichitiu. E liber. Nu este. Fiecare zi este așa. Nu. Zilnic, dacă îl căutăm, nu e aici, nu e aici, nu e aici. Zilnic. Nu se poate, domnule, a mai fost șef de piață, dar halul ăsta s-a întâmplat cu piața mare. Piața centrală, că ai vă proiectat de... Nu mai cine vrea de sus. Să pună mesele unde au fost. Deci nu cere nimic decât să pună mesele unde au fost. Dar eu am cerere, tata, aici, așa, de piață și să pună mesele unde au fost.
de când a fost domnul Sărbăși Florescu, nu s-a întâmplat așa ceva. Da, să pună mesele unde au fost. Da. Nu cerem nimic altceva. Era domnul Sărbăși, era domnul Florescu, era... Să nu se mai țină cu sărbătorii de pile, de neam. Mesele le-a rișită la toată lumea. Păi, exact. Au fost mesele aici puse, hai să le pună. Au fost pe acolo, mesele se pună. Cine vine la noi? Data din groapă, cine vine la noi? Își bate joc de munca noastră. Să știți că uitați-vă câte răsaduri. O să luăm mesele de acolo și o să ne auzim că ni se dă amendă. Da, nu ni se dă pe drept. Că nu mă amendă. Așa facem. Nu poți să lei că te umblă de amendă să o dată de mai cu ce plăti. Și ce faci? Da. Da. Ce cheltuieli ați avut ca să produceți răsaduri anul ăsta? Cine mai știe? Mai uitați-le pe. Uitați aici. Pe 5, pe cât e 20 de lei? 5, pe cât de roșii romec? De 20 de lei, nu. Dacă te-ai acasă, trebuie de răsaduri, de cât am dat? Și ce o să faceți cu răsaduri? Ce să faceți? Ce să facem ceva? Mergem la primărie, haideți să vedeți până domnul primar să vadă că eu am fost degeaba expus. O să pierdem de 10, chiar sute de milioane. Avem copii la școală, avem nepoți, avem asta, ce facem? Murim exact. De foame. Noi trebuie să fim bolnavi și toți să fim bolnavi. Murim de foame ca și avea indiritarea. Din asta trăim. Oameni care nu au pensie, poate. Vă spun că noi de ce nu venim să liți? Nu, la avem. De ce n-am venit să licităm mesele? Dar nu suntem obligați de zăbrăt. Producători care producem răsadurile după ce temporar. Aveați nevoie de o masă temporar. Temporar. Au spus că sunt mese de zi. Celelalte sunt mese care 40% din mesele din piață trebuie să fie pentru producători. Nici de cum taxate. Asta e lege dată. Păi 40% de producătorilor. La noi nu e așa ceva. Vedeți? Cumpărători, comercianți. S-a făcut sector, s-a făcut sector răsaduri acolo și toată piața plină aici. Agroalimentar. Și cumpără din la asta și vând în piață. Cumpără, exact, majoritatea, majoritatea cumpără. Și de asta și fac așa și vorbesc și țipă pe aici. E păcat că vă învrășuiți unii cu alții din cauza conducerii orașului. Exact. Și nici în cauza, dar trebuie să vină doamna prefect care a zis că da legea. Dă-i și amul să-ți la casă, că se țină toată piața, producători. Uitați-vă noastră ce am văzut de o lună de zile. Linie. Ia uitați. Linie n-am vândut nimic, ia uitați. Nu reușim nimic. E linie peste tot. Că nu iar nici conducerea pieței, nici conducerea orașului. Păi au aflat că venit și au fugit. Da. Nu știu ce să răspund. Așa a făcut toată ziua. Așa a făcut toată ziua. Niciodată nu. Dar nu avea și un program de 8 ore sau de cât au să stea aici, să-i întrebe ceva. Bă, frate, tu unde erau răzat? Tu banii cu sacul de aici, unde ești? Nu întreabă nimeni unde să duci ce fac. Niște ne-a venit. Da. Băgați pe nepotisme, pe exact, toate exact, exact, exact. Păi nepotul sau finul sau ce este sichitiul ăsta al primarului. Îl ține aici, a făcut confort în piața centrală. Ia uita, a dat toate mesele jos de pe aici și ca să-i facă lui sichitiul, lui nepotul sus sau lui finul. Și ca să facă curățenie, dacă intrăm în viață. Unde are, fără școală, fără nimic, ar trebui să ne interesăm și cum a ajuns pe postul ăsta. Că a un an de zile a stat cu Năsărâmbă și cu Florescu și ducea hârtie la WC-ul, atât făcea. Un an de zile. Deci postul i-a fost... aranjat. Nu s-a întâmplat. Examenul cred că a fost aiurea. Ăsta a intrat așa, nepotul sau finul lui domnul Florescu. Primarului, lui Romanescu. Bun ne-a venit, fără școală, fără nimic. Nimeni din piața asta, nimeni din piața asta nu lagrează. Cu toată lumea, indiferent că ești comerciant, indiferent că ești producător, indiferent că ești producător fiind, având o pe nu va primi cererea. Nu. Pe ce motiv? Nu le face ce vrea, e patron aici, ajut patron. Provastă mea are o soră și zic că să împartă amândouă aceeași masă. Fiecare e cu treaba ei, fiecare e cu casa ei. Le-a dat primarul în piața centrală ca să stea el frumos. Vine și stă pe bancă acolo toată ziua. Acolo stă pe bancă. Nu face nimic. Asta este. Și că știe că vine cineva în fugea. Să vă interesați și de examenul care s-a dat și cum s-a dat și cum s-a luat. De către, de către personajul ăsta. Că nu e nici personaj. Băi de mama lui. Indulgenți și peste toți indulgenți. Care au zis că nu au prioritate în piață în fața noastră producătorii locali. Are 2 ani de sport sau ce dracu are el. Și vine aici să facă administrație. Exact. Ce să facem? Da. Că ne-au crescut răsadurile. Ne-am arătat, Uitați-vă puțin. Eu știu că piața aceasta este în suport din societății edilitară. Da, da, da. Care are un director general. Are pe tăia. Are un director, a dus de la drumul, l-a adus de altfel experiență și el.
Păi, dar nu e așa, ce? Așa se întâmplă. Dar mergem noi, domne, acolo. Mergem la editara. Ne vedem în față la editara. Mergem și la prefectură, mergem și la primar. Peste tot, nu e nevoie acolo, mergem. Dacă suntem prioritari, gorjenii se dă la gorjeni. Nu, domne, se dă la toată lumea. Dar toată lumea se dea. Dar se pune în față cum a fost mesele. Când era domnul nostru, ne mergea așa, vă, da. Este loc, haideți să punem mese, toată lumea la masă care a avut-o. Păi acum nu mai e așa, acum ne vrea un idiot de mese, să se poate. În piață e barieră, e barieră pusă, nu intră decât societatea comercială. La mașinile lemnale, mașinile succesului, noi dacă vrem să aducem marfă, nu stăm la barieră. Și le plătim taxe, le plătim taxe. Deci noi n-avem... Uitați-vă cum de răsadul sunt în piață. De au zis că nu se vinde un fir de răsadul. Când vine poliția locală, da. Când vine poliția locală la control, nu... jumătate din bijnițari pleacă la... Exact. Dacă da. Merge la editara, pune că puteți. Să vă stă acolo, gata, stăm ca proștii și pleacă. Mergem la editara? Da. Mergem dacă mergem. Bine, ne vedem acolo într-un sfert de oră în față? Da. Gata. Domnul era bine să mergem la primărie, că domnul ăla Dăianu face tot ce... O să ne trimită la Dăianu, o să spună că e de competența lui Dăianu. Și domnul Dăianu ce cerce domn primar, că așa e de obicei, că dânsul a pus directul la editara și asta este. Au venit oamenii, da? Producători locali, da? Și ne spun așa, că li s-a amenajat un sector de care nu știe nimeni și că în momentul în care acolo, s-a amenajat acel sector, da? Conducerea pieței, le-a garantat că în zona asta nu se vor vinde răsadă. Și pe undeva, cred că au dreptate. Domnul Daju, eu sunt producător. Da. Eu am licitat pentru masă, mi-am luat contract pentru masă. Aici, pe masă, când depui actele, trebuie un atestat de producător. În atestatul de producător sunt trecute toate legumele și produsele care le produc. Pe masă aici, produc grăsadă, produc legume. Eu ne-am făcut contact pe masă. Am licitat pentru masă. Și susțineți că nu vi se poate interzice să vindeți răsaduri pe masa pe care ați închiriat-o. Păi nu se poate interzice atâta timp cât sunt producător și ce am pe atestat, aia vând. Dar din moment ce s-a luat decizia asta și așa mi s-a spus oamenilor și s-a amenajat un sector răsaduri, au și dâns și dreptate. Eu nu știu, și eu am fost la mese de plastic pe laterale, da. Când s-a vorbit că se ia mesele, ar trebui să mă reorientez. În momentul de față nu sunt mese libere în piață, nu? Nu știu dacă mai sunt, nu știu. Am înțeles. Dar eu eram pe margine. Eram acolo lângă hală. Da, am înțeles că fie, am reorientat procesul practic fiecare. La limită, oamenii cereau să li se pună un rând de mese în zona asta, măcar, și nu li s-a aprobat nici asta. Da, au fost, nu cunosc, ca să vorbesc. În anul ăsta așa s-a întâmplat. Da, erau răsaduri, la mesele de plastic, pe laterale, pe acolo. Da. Acum că s-a spus, nu cunosc. Mulțumesc mult de tot, salutat. Deci este neadecvat, nu avem sursă de apă ca să udăm răsadurile. Noi, asta se udă din 5-5 minute ca să poți să le dai omului așa cum trebuie să îi le dai. Că dacă nu, îi le dai uscate, n-a făcut nimic. Sunt unul dintre cei mai mari producători de răsaduri din Comuna Bălești. Uitați noastră cum stau și nu vine nimeni aici. Chiar nu vine nimeni. Și spațiul în piață stă degeaba. A scos mesele astea toate, le-au scos din piață și le-au adus aici. Pentru confortul lui Sichitiu. Așteptăm aici! De ce? Baide, domnule, după ea, de ce? Ce să vă fac? M-ați anunțat că de mulți ascultători, că nu l-ați uitat de noi, domnule. Domnul Dăianu, de ce fugiți, domnule? De ce fugiți? Dăianu, nu fugiți! Nu fugiți! Haideți, domnule, haideți că stăm aici, vă ne-am de aici! Așa face mereu! V-ați luat, domnule, aici, păi, dar de ce fugiți? Dați peste noi! Păi, dar de ce fugiți? Păi, dar nu am voie să fugiți! De ce fugiți? Două minute să stăm de vorbă, nu muriți!
Aici e vorba de supraviețuirea unor producători, nu de ce face directorul sau administratorul pieței. Noi din asta trăim. Dacă fugiți de noi, nu rezolvați nimic. Să ne dați spațiu în piață, așa cum a fost în piață unde Sichitiu a scos toate mesele. Ați făcut asta pentru confortul lui Sichitiu? Lăsați-mă să vă spun câteva lucruri. Acești oameni spun toți că domnul Sichitiu le-a garantat că în sediul central al pieței, acolo unde sunt toate mesele, nu se vor vinde răsaduri. Și că dacă vrei să vinzi răsaduri, vei fi obligat să mergi în sectorul special amenajat. Unde este? Această regulă nu s-a respectat. Acolo sunt... sunteți cu acum suntem aici, dar suntem 102. Asta aveți la mine cele, la noi la edificare. Toți. Soluția pe care... Pentru că mie nu mi-a primit cererea. N-am să-i cunoască cererea. Domnul Schitiu. Nu cred. Ba da, pentru că nevasta mea răsără. Soluția care o propun acești oameni, pentru că nu vrem niciun scandal. Eu nu am interes, nu vând răsaturi. Nici nu-i cunosc pe niciun. Deci la ora asta sub cupolă se vând răsaturi de acei de acei producători cu contract care vând și alte. Nu este adevărat. Dacă mergem acum în piață și găsiți pe masă, V-am arătat că diaconul Maria a avut cerere înaintea dumneavoastră. A semnat contractul diaconul Maria aici? A semnat în fals, a semnat Iesa. M-aș fi bucurat să mă fie anunțat și pe mine că veniți astăzi aici, să fi făcut o întâlnire, nu să mă luați din mers. Eu acum trebuie să ajung la Târgu de Gros, am o întâlnire cu DSV-ul acolo pentru a au comisare. Nu se poate așa ceva. De câte ori ați venit la mine în birou, ați intrat de fiecare dată, nu este ok să mă așteptați. Domn director, nu. Uitați ce zice legea. Este vorba de supraviețuire. Avem toate actele în regulă. Schița pieței este aprobată și avizată. Și o știți, toți. Toată lumea intră sub cupolă. De ce? De ce mesele? Domnule, eu am vrut, domnule, să fac cerere. Dați-ne masa acolo, piața centrală. Și a zis că eu rup. Sub cupolă, da. Nu cred că va rupe cineva vreo cerere. Să nu vă găsească sub cupolă fără
să aveți un contract sau o taxă la zi. Nu e adevărat, domnul director, nu mai susțineți că ăsta vă sabotează. Nu e adevărat, pentru că toate actele sunt în regulă. Nu ne-am pus criteriul de a scos mesele pliante din piață. S-a stabilit o schiță, am afișat schița în licitație, am văzut tot schița, nu mai sunt mese pe lateral, la stânga, dreapta. De ce? Pentru că așa s-a aprobat. Cine a aprobat-o? Cine a aprobat-o? E aprobat și de Consiliul Local, e aprobat și de anul. Nu există! De ce? Domnul Sichitiu, aștept în prezența lui domnul Sichitiu pe toți. Nu, nici n-avem nevoie de Sichitiu, nu avem nevoie de domnul. Un om cu capul pe facem întâlnire în piața centrală, cu Adrian de față, și spuneți toate chestiile. Noi avem nevoie de un om... Dacă mi se demonstrează că a rupt cereri sau că... De 3 săptămâni, linie, nu vând nimic. O, măcar o lună. Nu vinde doamne, domnul director. Nu venim de avem copii la școală. Am să vă ajut să nu stăți o masă, să identificăm un spațiu. Ne puneți mese acolo, domnul director, de mine. Eu am și făcut acolo acel... Încercăm să ne înțelegeți că trebuie să vindem în afara cupolii pentru că noi avem nevoie de altfel de condiții. Dacă eu trec, dar încercați să fiți cinstiți cu mine, să nu aruncăm vorbe, să învinovățim, dar noi am vrut prima dată să facem ceva ce Sichitiu în piață. Nu-l mai susțin. De ce puneți asta ca parte în domnul Sichitiu când eu? Nu-l mai susțin. Am dus cele cu o femeie, dar nu l-am susțin. Femeia a prins în piață, femeie cu polare. Domnul Sichitiu este coordonatorul pieței. La oborată și trebuie să am bază într-un om care vă urmează toată. Nu mai puneți bază că vă zavătate. Toată lumea. Asta a făcut. Nu. Nevastă n-a mers și nu mi-a luat cina. A luat toate cerele. Păi da, nu. Să spune ce. Dar nu a făcut asta singur. A făcut asta cu noi aici. Sunt persoane care au luat cerele cu noi.
dată. Dar acolo, dumneavoastră credeți că noi am venit vă aici de degeaba? Nu ne putem. Nu venim pentru că sunt sigur și nu au că unii sunt înainte, unii sunt după. Și de ce au, dar nu contează. Dar de ce dacă ziceau că Dorjeni nu au prioritate în fața noastră? Domnul Adrian să zic că domnul Adrian să fie un contract. Nu mă trage la că lupimea noastră că eram ultimul pe listă. Dacă timpul nu este pe listă. Mă așteptăm. Mai rămăseseră mese neatribuite și în ultima perioadă acolo sub cupolă s-au atribuit unora care vând răsaduri. Da. Am înțeles bine? Da. Dar mai erau mese goale care nu fuseseră atribuite prin licitație. Exact. Da. De, și când a fost, când s-a demarat procedura asta de atribuire a meselor care erau libere pentru vânzătorii de răsaduri, de ce nu v-ați dus? Da. Am, fost, așa. Am fost și mi s-a spus, mi s-a spus că acolo nu se mai dau mese. Ok, și ideea care că unul a primit cererile și altora nu. Exact. Nu se vând răsaduri acolo. Și în timpul ăsta ei primeau cereri de la oamenii lor. Exact. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat. Și n-avem cu ce satul să vândă sectorul de sat. Eu am de la mine tot de ce ai dus pe toate și ai impedit să fac. De la oamenii lor aveau cere și făcau acolo. Exact, așa s-a întâmplat. Ne pare rău că nu avem cu ce să ne justificăm aia. Și acum domnul Sichitiu, nu, domnul Sichitiu spune că... Hai, fugi că cam câte mese rămăseseră libere? Nu, cine știe. De ce să vorbim ceea ce nu știu? Bun, și oficialitățile spun acum că n-ați vrut mese sub cupolă. Da, acolo, domnule, cupola unde sunt oamenii aceia afară. Exact, exact. Nu vede nimeni. Toată lumea a făcut rămas. Da. În lege spune că au obligația să ne repartizeze spații adecvate. Am văzut, pentru 40%. Pentru marfa. Nu ne referim la, la procent. Trebuie să ne repartizeze spații adecvate. Ori sub cupolă nu sunt spații adecvate printre celelalte produse. Așa e, pentru că noi trebuie să udăm marfa, noi trebuie să fim în fiecare zi să fim atenți. Ne trebuie un spațiu, un costă o masă sub cupolă și cât costă undeva băgat în sarcul ăla. Nici sub cupolă nu o să le ia banii, le ia pe zi. Degeaba spune că au dojenii contracte, că nu e adevărat. Să arate un dojean care are contract. Da, dovada este că erau multe mese goale și nu au. S-au completat perioada asta. Nu sunt contracte pe ele, asta crezi că au. Noi ne interesează spațiu. Ieri s-au făcut, domnitică, ieri s-au făcut contractele, au semnat contractele pe ascuns. Deci s-au știut că venim noi, astfel. Da. Și-au semnat contractele pe ascuns. Da. Noi nu venim aici degeaba. Dar nu eram nevoie să venim, că noi avem treaba acolo. Haideți solicităm spațiu adecvat pentru răsadu, nu sub cupolă. Că nu este adecvat pentru răsadu. Eu am fost de vreo zi de zi. Este piața agroalimentară. Ce înțelegi în piața agroalimentară? N-ai voie cu răsadu. Văzurașenie și căirea aia mitică, văzuși? Noi să ne dea mese mari. Că noi avem marfă care o arunăm. Păi serios. Și pe urmă... Păi rămâne mars la 12 atunci. Da, ne întâlnim atunci. Bine, sănătate.